La sfârșitul săptămânii trecute, pe Bulevardul Independenței din municipiul Ploiești, s-a desfășurat cea de-a doua etapă din cadrul campionatelor naționale de îndemânare auto, superslalom și cel al vehiculelor electrice, organizate de Clubul Sportiv GT Autoclub, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Un stand generos a fost ocupat de piloții mușceleni înscriși în concurs: Emanuel Dorcioman, Albert Coriu, Victor Vlad, Mihai Costescu și Octavian Baldovinescu, cu toții membrii ai clubului deținut de pilotul Aurelian Dodea Andronache, ACS First Club Cup. Experimentatul pilot mușcelean a fost și el prezent la acest concurs, fiind deseori pe traseu, pe scaunul din dreapta al mașinilor conduse de elevii săi. Aici trebuie să închizi, adică da, aici trebuie să pe închizi. Exterior și închizi exact unde tufele le de. Și tu zici, La îndemânarea auto, clasa junior 3, Clubul Mușcelean a avut în concurs doi sportivi, Albert Coriu, locul 3, și Victor Vlad, locul 5. Ambii juniori au demonstrat un ritm excelent, parcurgând constant și rapid traseul de la Ploiești. Iar acum revedem pe Albert Coriu, Citroen C2 VTS. Iată, foarte tare acolo, pilotul din Câmpul Mușel, de doar 14 ani, pilotul Ardeșan. Foarte, foarte rapid. Și repun acolo de la monument. Are o mașină bună pentru el. Vine, bine, vine, bine Albert Coriu acolo, foarte, foarte bine. Ales cu aplauze pentru acesta, merge fabulos. Excelent de precis. 49-36. Îl vedem acum pe Vlad Victor, Citroen C2 VTS. Atinge acolo, din păcate, un jalon. Finish pentru Vlad Victor. 52 de secunde. Locul 3 din Câmpul Mușel, Citroen C2 VTS, Albert Noris Coriu. Albert, s-a încheiat pentru tine etapa de la Ploiești. Cum a fost astăzi? A fost o zi frumoasă, plină de jaloane și plină de timp. Îmi pare bine că am ieșit pe locul 3, am reușit să ajung la această performanță. Vreau să le mulțumesc părinților mei pentru că m-au susținut necondiționat. În același timp, antrenorului meu, Aurelian Andronache, care a stat în dreapta mea și m-a susținut psihic și mi-a dictat ce pot să fac și cum să fac din ce în ce mai bine. Îi mulțumesc și lui Dumnezeu pentru că a fost alături de mine și că m-a ținut moral. Ai fost locul 3 astăzi. Crezi că se putea mai bine? Se putea mai bine, ținând cont că la sprint am avut un timp mai bun decât cel de pe locul 2 de la grupa mea. Dar, până la urmă, asta e un concurs. Mai câștigăm, mai pierdem. Data viitoare o să fie mai bine. Tot în cadrul campionatului de îndemânare auto, la clasa debutanți 1, Emanuel Dorcioman a obținut doar locul 4 și asta din cauza unor probleme tehnice apărute în manșa a doua de concurs. Acest lucru ducând la imposibilitatea de a-și îmbunătăți timpii. A plecat deja pe traseu Emanuel, pilot din Câmpul Mușel, un pilot cu un început de carieră foarte interesant, deja podium pentru el la etapa trecută la D1. Iar acum îl vedem deja pe traseu. Să vedem ce va face Emanuel, manșa decisivă aici la D1. Se apropie de penultima zonă de slalom. ...50-44 pentru Emanuel Dorcioman. Noutatea acestei etape a constituit-o debutul în cadrul campionatului de îndemânare auto al lui Octavian Baldovinescu, cel care a concurat la volanul unui Citroen C2 VTS, obținând la finalul competiției locul 5 în cadrul clasei debutanți 3 și locul 14 la clasa sprint din peste 40 de participanți. Iar acum îl vedem pe Octavian Baldovinescu, etapa a doua a campionatului național de îndemânare auto cu mașini electrice, respectiv super slalom.
ultima porțiune a traseului, atinge din păcate șalonul acesta pe curcaș de la ultima șicană, 46-54. Mihai Costescu, al cincelea pilot mușcelean în concurs, a luat start în cadrul campionatului național de super slalom. A concurat pe mașina prietenului său, Octavian Baldovinescu, și a ocupat la final o poziție pe podium, locul 3 la clasa a 2 și locul 8 în clasamentul general. În a doua manșă de concurs a plouat și nu a mai putut să-și îmbunătățească timpul pentru a câștiga la fel ca în prima etapă. Iar acum trecem la Mihai Costescu, Citroen C2 VTS. Iată și el prezent aici la modificate. Când venea și cu Peugeot, la fel îl vedeam la această clasă. Un pilot rapid, Mihai Costescu, mare fan de motorsport, pilotul din Argeș, tot și el din câmpul Mușcel. Iată, o zonă cu tradiție. Acolo avem viteză în coasta. Am avut și raliul Argeșului, etape de rallycross. Finish pentru Mihai Costescu, pe locul 3, Mihai Costescu, Citroen C2 VTS la etapa asta. Așadar, etapă cu numai două podiumuri pentru piloții mușceleni în competiția de la Ploiești, însă chiar și așa, Dode Andronache s-a arătat mulțumit de evoluția sportivilor legitimați la ACS First Club Cup, chiar dacă nu toți au prins un loc pe podiumul de premiere.